Peste 250 de angajați ai longevivei firme sucevene SUCT, care au demonstrat loialitate pentru activitatea la această firmă, au fost răsplătiți de conducerea societății cu bine meritate daruri. SUCT reprezintă compania care de mai bine de 6 decenii oferă nu numai servicii și produse pentru construcții, ci și o mână de încredere cu ajutorul căreia se clădește siguranța și durabilitatea viitorului. Festivitatea organizată de conducerea SUCT a debutat cu o slujbă oficiată de un sobor de preoți care i-au binecuvântat pe toți cei prezenți. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule! Cherubii săi care lucrează în această instituție și pe noi de tune cazul, nevoia, mânia și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și cu sănătate într-o lungime de zile, pace, și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să-i îngrădească pe credincioșii săi rog, Domnului să ne rugăm. Miluiește, ție viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire la mulți ani. Conducerea SUCT, prin vocea directorului general Dumitru Popescu, a mulțumit angajaților pentru aportul adus activității societății și pentru al 11-lea an consecutiv au ținut să ciocnească o cupă de șampanie și să ia masa împreună cu ei. Le mulțumim Sfinților Părinți că au fost alături de noi și anul acesta, un an care, după aprecierea mea, a fost unul cel mai provocător an pentru întreprinderea noastră. Colectivul TESA s-a străduit să poată să organizeze în așa fel producția și realizările acestei întreprinderi, încât să putem să ne închidem cu onoare în tot ce însemna programul nostru de realizare a planurilor care le-am avut în acest an. N-aș spune că, vai de mine, am făcut cele mai mari realizări sau nu știu cum, dar să știți că totuși, datorită organizării, datorită strădaniei dumneavoastră, rugăciunilor, nu știu cum să le mai spun, am reușit să închidem anul cu realizări destul de frumoase. Nu are importanță dacă am închis pe beneficiu sau pe pierdere, important e că noi existăm și suntem în piață. Suntem vii, toată lumea ne simte, alții ne respectă, alții ne invidiază, alții se tem. Dumneavoastră sunteți puterea. Ca întotdeauna am spus că omul sfințește locul, dar omul trebuie să creadă. După cum vedeți, Dumnezeu nu ne-a părăsit niciodată, este la alături de noi tot timpul. Tot timpul. Cel puțin așa cred eu și cred că a mine credeți și dumneavoastră. Ce aș putea să spun? Așa, câteva cuvinte. În primul rând, mulțumesc colectivului TESA. Pentru că aici a fost o muncă puțin altfel decât în ceilalți ani. A trebuit organizare, mulțumesc domnul director Papuc, domnul director Cioată, care avem niște realizări muncite altfel, la alt nivel. Fără să vreți sau fără să vă dați seama, noi am pășit pe un pas înalt. Și vreau ca dumneavoastră să înțelegeți acest lucru. Nimic și nimeni nu ne dă nimic decât dacă realizăm. Este un lucru cu responsabilitatea a fiecărui în parte. Cât sunteți aici, cât mai sunt care lucrează încă, nu este altceva decât respectul față de această întreprindere și respectul acestei întreprindere față de tot contractul pe care le avem. Eu vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră, celor care sunteți aici și celor care nu sunt și lucrează acum, pentru abnegația și felul cum ați răspuns la ceea ce a fost de răspuns pentru această unitate în acest an. O companie stilată are cultură și prin cultură intră în lumea celor care câștigă. Prestigiul pe care și l-au creat în cei peste 60 de ani de existență ascunde un angajament puternic de a avea grijă de clienți, de a le oferi sprijin și competența necesară în realizarea unui lucru bine făcut, dar și grija față de proprii angajați. Cadourile au constat în premii bănești care au reușit să satisfacă dorința exprimată către Moș Crăciun. La finalul festivității, cu toții au avut parte de un spectacol artistic oferit de grupuri de copii.